Mama, eu am plecat până la Vaflușa, avem o leagă treabă, vin acuș. Stop, o plecat el, dar lecțiile pentru acasă le-ai făcut? Da, normal, și n-ai încredere în mine, singurul lume tale fișor. Nu, arată. Ok, poftim. Dar caietul e gol. Mama, eu am rezolvat atât în minte și plus la asta pentru ce atâtea caiete. O leagă de economie mai faci, tot la familie mă gândesc. Și? Păi eu vreau să înțeleg, ori ești prea prost, ori ești prea deștept. Păi, mama, gândește și mă tale, dacă tăți îmi spun cât seamănă lumea tale? Păi, fă, dacă așa, păi, ești deștept și mă tai fumeie proastă sau și duci unde ai nevoie. Vă mulțumesc! Buniel! Ce faci? Am stâns televizorul. Tu și ai urești sau și computerul și ala tău de tăți o mușcăit creierul. Tu nu vezi că eu mă uit la televizor. Buniele, mă tale dorni. Viața ta sexuală doarme, dar eu tare gine mă uitam. Și te uitai că horăiei de-ai trezit tăți câinii din Măhălau. Băi, mișinosule, băi, bunel tu are de 80 de ani, niciodată în viață nu-ți fărăit, acum îmi povestești el nii. Dar n-au uite și încă fără sunete, ră. Treaba mie, citesc pe buză și vorbești acolo, ai plecat de aici. După sute și mii de experimente, Einstein a descoperit că dacă închizi ochii, nu vezi nică. Aveți careva întrebări? Da? Liniște-ți-o! Alo, da, iubire? Mai gine pe din urmă. Mai plăcut ați fi. În plus acolo e strâmt. De protecția să avem nevoie. Da, hai, paca. Și? Chiar ați crezut că noi n-ați ne dăm seama? La ce te referi? Despre ce ați vorbit la telefon? Păi și azi ziua la un prieten de-a nostru și venim să facem o surpriză și pentru asta să intrăm pe ușa din spate ca să fie mai plăcut și mai prins de veste, mai ales cadou e mare și pe ușa din față nu putem să-l băgăm pentru că e strâmtă și pentru ca să-l băgăm a să avem nevoie de protecții. Ah, dar eu altceva am înțeles. Ce? Nică. Mai nu m-am spălit. Tata, dar mă tale și făși când erai de vârsta mea. Păi tu câți ani ai? 8. Eu la 8 ani mă trezeam la ora 6 fix, alergam 30 km în jurul casei până la 6:30. Urmă citeam 150 pagini dintr-o carte în 10 minute. Mâncam și mă duceam 50 km până la școală. Acolo eram cel mai activ, eram numai cu mâna în sus și învățam cel mai ghiri. Vineam acasă și deodată mă apucam de treabă, nici nu dovedeam să intru pe poartă, că eram cu mătura în mână. Mama îmi făcea o listă de treburi pe care trebuie să le fac și pe urmă mă duceam la antrenament. Mă antrenam câte 100 de kg fiecare dești. Închipuiți asta. După asta vinem acasă, prășăm tătă grădina că n-avem și face. Pe urmă mă ducem la fete, în fiecare sat câte o fată, într-a nostru, în satul vecin din stânga și în satul vecin din dreapta. Pe urmă vinem acasă, mă băiem și mă culcam la ora 10 fix. Oho! Și făceam în realitate tata la anii ăștia. Tu pur și simplu crede, tu pur și simplu crede și a să îndeplinească. Tu crede că ești cel vechi pauc. E, nu s-o părnite. Încă o dată. Bunele, dar văd că ai primit pensie, da? Da. Dar și? Dă-și nii un 50 lei. N-am. Adică n-ai, stai cu banii în mână. Păi uite atent, 200 pentru lunină, 200 pentru mâncare, 200 pentru în fiecare zi la magazin cât 50 de grame și 200 pentru moarte. Așa că pentru tine ne poate rămâne... Bunele, am impresia că moartea să vie cu mult mai devreme decât ți-ai închipuit. Adică? 800 deodată. Băieți, vedeți cu ce fata am făcut cunoștință ieri. Ia arată. Uitați-vă, dar vedeți, nu vă chiși ochii de șude. Oho, da, mă sună vreo 2 săptămâni în urmă, știi cine? Cine? Lana Rhodes și îmi spune că te iubesc, las tăt America, las tăt industria și vin la tine pentru că nu mai poți să respiri nici o particulă de aer când tu nu ești lângă mine. Asta încă nu-i nică, ghișit și îmi scrie Nia Sara. Cine? Kylie Jenner îmi scrie, privet și faci, mi-e dor de tine. Și tu? Eu? Eu am lăsat-o cu sin. Da, vă, și ești turbată. Da, eu de-am am trecut peste dâns, am uitat-o. Eu de-am cu galea din satul vecin. Asta și ei care fără dinți înainte? Și eu pus o săptămână în urmă, dar da, e. Tu văpșe ești monstru, e respect. Ah, vă dați seama. Ghițor 2 pe azi. Dar deși eu n-am făcut nică. Păi în asta și faza ghițor. La test trebuie făcut măcar ceva, dar nu nică. Dar și dacă puneți 2, oricum după a noua mă duc la stroică. Și ai zis? După a noua mă duc la stroică. Ghițor, și n-ai spus la început că ești așa geniu. 10 pe azi și 10 pe semestru pentru așa idei geniale. Adică cum așa? Oi, băieți, pur și simplu viața asta trebuie să o iei ca pe o glumă, ca pe un joc. Aha. Păi și nu scrieți, bă, geniu vorbește în fața voastră. A doua oară nu mă repet. Da, scriu. Continuăm. Viața trebuie să o iei ușor, că dacă o iei tare...
Doare. Cât înțelepciuni. Mamanea. Eu. Ține de aici. Și asta? De la mine o pandaci, că du-ți și ție și vremea tale acolo. Oi, fiortul a început să lucreze, așa că de grabă și militriliardar. Asta atât e frumos, dar ce să fac eu cu 20 lei, militriliardarule? Să-mi cumpăr două pâini și un chefir? Ia stai așa, op. Mama, după cum o spus un om deștept, adică eu, nemulțumitului îi e darul, așa că mamă, că ai pierdut ocazia asta grandioasă. Of, of, și-am pierdut. Brătoane, uite ce fată frumoasă. Băi, du-te și fă cunoștință cu dânsa. Normal că am plecat. Salut. Salut. Ești așa drăguță, poate facem cunoștință? Mă numesc Marina. Eu mă numesc Vaflușa, povestești ceva despre tine. Păi am 20 de ani, sunt virgină, îmi plac băieții calmi și nu mă uit niciodată după bani. Adică nu e important dacă un băiat are bani sau nu. Da. Da, dar tu? Eu am 23 de ani, sunt pornoactor și sunt virgin și nu-mi place categoric când o fată sculcă cu mine la prima întâlnire. Serios? Dar normal că nu, amăjești tu, amăjesc și eu. Nu există o fată care să coincidă cu descrierea ta. Adică? Ghițor 2 la test? N-am înțeles, cu ce ocazii? Dar pentru că ai copiii de la Vaflușa. Cum eu putem să copiez de la Vaflușa dacă eu stau aici în curul hlăsă, dar el șede acolo în față lângă dumneavoastră și veniroasă sudoare în subțoare? Știi și, asta e de la stresul pe care ne-l dați voi mie și ai doi, pentru că răspunsurile sunt fix la fel ca la dânsul. Răspunsurile sunt corecte? Da, fix ca la dânsul, la fel corecte. Păi după logica dumneavoastră eu trebuie să răspund incorrect ca să nu pară că am copiii de la dânsul, da? Știi și, cred că ai dreptate. Dar doi oricum prinești. Deși, dar pentru că o faci pe deșteptul și m-ai arătat pe mine proastă în fața la tot clasa, m-ai înțeles? Și? Dă să-ți lămuresc un lucru, mucule și ești. Profesorul are dreptate și atunci când n-are dreptate și tu în momentul în care te contrazici cu un profesor, de automat devii dușmanul pământului și deodată îți dai semnat contractul de muncă la strână la oi. Și? Doi, ghițor. Da, poher de-am. Bună ziua, viitor proști și nimeni în viață. Bună ziua! Mă numesc Piotr Alcașovic și nu mă întrebați dacă numele meu de familie are vreo legătură cu realitatea, pentru că vă spun la început că are. Foarte informativ. Ai în scurt uitați tot ce ați învățat vreodată la școală, la liceu, tăticaturile ipotenuză, ecuații de gradul fracțiilor. Adică eu și degeaba am învățat? Da. Păi dumneavoastră spuneți că eu pot să nu mă duc la școală și nici la liceu și pot să vin deodată la universitate? Cum te cheamă? Vaflușa? Vaflușa, frumos nume. Vaflușa, aș vrea să spun că ești un geniu, dar nu, trebuie să te duci la școală. Pentru și dacă pe urmă n-a să-mi trebuiască nici în viață, nici măcar la universitate. Ca tare în școală te învață tare multe lucruri interesante. Cum ar și? Da, e drept, n-a chiar școală. Așa mă gândesc și eu. Cu teții avem așa un cunoscut. Și eu, băie, ce ați făcut aseară? Oh, băie, stai să povestesc, mai în scurt merg eu pe drum, așa cum merg eu de obicei, și îmi iesă unul de 3-2 metri în față și îmi zice, și băie? Și eu zic, și eu, e zău afară. Aici au leacă întupit pentru că tare era noapte, m-a răsărit, îți dai seama că l-am văzut. Și îmi zice, și caut tu copiii mici la ora asta pe drum. Eu mă uit la ceas, că tare n-avem ceas pe mână, dar mă uit la ceas și zic, copil mic e fișorul lui tato. El dă să mă pălească, eu mă feresc, intru prin hrișoare, îl apuc la o dușaie și îl ridic în sus. El era mai înalt ca tine, dar tu l-ai ridicat de gât, da? Și? Da. Și la dorm. Asta atât interesant ce povestești tu, numai că nu a fost așa. Am zis, dar tu de unde știi? Eu eram cu tine, debil. Tu nu ți-ai minte pentru că erai bat. Eu nu mai beau de 2 ani. Ah, da. Băi, așa o istorie stricată acum. Ну ка, малая, давай раскачай, просто расслабься со мной, делай ай, 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 давай делай ай.